Bună seara, dragii mei! Mihai Racovician, realizatorul emisiunii Cadastru pe înțelesul tuturor și astăzi, împreună cu prietenul nostru de la Harghita, de la Miercurea Ciuc, vom derula, evident, o emisiune mai specială, pentru că ne-am propus să ne propunem să realizăm o prezentare a echipei cu care realizăm această emisiune Cadastru pe înțelesul tuturor, și anume Omul de lângă noi, o viață dedicată profesiei lecții de viață. Și suntem împreună, evident, cu domnul doctor inginer Boton Iosef Racoși. Bună seara, domnul doctor, și mă bucur să vă salut într-o astfel de emisiune. Bună seara și bine v-am găsit. Îmi pare bine că putem schimba 2-3 vorbe. Sperăm să fie mai mult de 2-3 vorbe, să fie vorbe de bun conduită, să fie lecții de viață cu optimism evident, care să pună în evidență lucrurile bune. Anul ăsta ne-am propus, domnul Boton, ca în emisiunile noastre să creăm modele de viață, să analizăm lucrurile pozitive, să le punem în vedere românilor și ungurilor, evident că n-avem nimic cu ei, cel puțin eu. Așa, lucruri care trebuie urmate. Știm foarte bine că răul se rostogolește mult mai ușor în societate decât binele. De ce, domnul Boton? Cum apreciați dumneavoastră? Cred că am făcut și o analiză, am încercat să destușesc motivele ceea ce ai spus și cred că totul se reduce până la urmă la școală, la familie. Deci, cu ce pleci de acasă, din sânul familiei, cu ce înveți la școală, mergi mai departe în viață. Și dacă n-ai baza, n-ai familia, n-ai școală, nu poți să înțelegi ce este bine și ce este rău. Domnul Boton, mi-a plăcut introducerea și pentru că noi suntem curioși din fire, că așa ar trebui să fim, vrem să știm cine este de fapt Racoși Boton Iosef. De unde provine, ce școală a urmat, ce calități a dobândit. Haideți să le luăm pe rând, că oamenii ar trebui să știe cu cine stăm de vorbă. M-am născut într-o comună din județul Harghita, deci provin de la țară. Am urmat școala generală în acea localitate, după care am reușit să intru la liceul de matematică fizică din Miercurea Ciuc, care la vremea respectivă a avut un renume deosebit. Din 3-6 de elevi care au terminat liceul, 3-6 au intrat la facultate din primul an, ceea ce nu era un lucru nesemnificativ în perioada anilor 1980. Am ajuns, deci am dat examen la Facultatea Geodezie din București în 82, după care am făcut armata, m-am întors la facultate și așa am ajuns să devin inginer geodez. În 87 am fost repartizat la Ocot Harghita, am avut șansa să fiu șef de promoție și am putut alege din toată țara, unde, din locurile disponibile, de, bineînțeles, unde pot să merg. Am lucrat un an la Ocot Harghita. Am avut și o mică escaladă la canalul București-Dunăre, pentru că la un meeting organizat de Nicolae Ceaușescu nu m-am comportat în mod corespunzător și am fost trimis la canal un pic ca să-mi revină mintea la loc, probabil așa s-au gândit. După aceea au venit schimbările. Până în 96 am lucrat tot la Ocot, a ajuns între timp de la Ocota Ocot, cum bine știi și tu. Și în 96, după o perioadă în care am lucrat un pic și în privat, în sâmbetele, duminicile, am lucrat și la Ocot, am luat decizia să părăsesc definitiv statul, oficiul de cadastru, și de atunci, din 2006,
Am lucrat la, sau am condus firma pe care o conduc și acum. Am avut o mică escaladă la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliare în 2006-2007, unde am deținut funcția de director general adjunct, după care m-am reîntors la firmă. Ce mai spui despre familie? Pentru că e foarte interesant. Am reușit să-ți cunosc soția, care este tot inginer geodez. Poți să ne spui și despre copiii tăi. E foarte interesant și este important ca oamenii să înțeleagă ce ai spus la început. Familia. Hai să vedem despre ea ce ne poți spune. Da, ai dreptate. Cred că merită să vorbim puțin și despre familie. Noi suntem și acum 6 copii, 6 frați în familia Racoșii. Părinții mei au fost profesori și învățători, deci știau ce trebuie să dea copiilor ca să aibă șansă în viață. Niciodată n-au făcut, să spun așa, poate sună urât, economie la educație. Deci ne-au dat... Dar cum sună urât, domnule? Cum poți să faci afirmații, o chestie de genul ăsta? Domnule, cred că ai uitat să pui ghilimelele. Adică sună normal, adică sună excepțional. Adică să nu faci economie la învățătură. Mare lucru, foarte frumos spus. Deci totdeauna ne-au asigurat tot ce am dorit și tot ce au considerat că este bine ca să învățăm și ca să avansăm prin învățământ, prin cunoștințe. Și din cei 6 copii, 4 am terminat facultate la vremea respectivă și n-a costat puțin. Îți dai seama, din salarii de învățători să plătești căminul pentru 4 copii în același timp nu era simplu. Și poate și asta a fost sau este motivul pentru care am învățat că numai prin muncă, prin efort poți să faci realizări în viață. Mergând mai departe, și familia mea actuală este destul de să nu spun, e o familie frumoasă, avem 3 copii. Să vă trăiască, domnul Racoșii, să înflorească și să se bucure, cum s-au bucurat părinții tăi de tine ca și campion, ca să zicem șef de promoție, fabulos, în perioada comunistă să fii șef de promoție și ai fost membru și de partid? Nu, am refuzat de 3 ori, după aia nu au mai solicitat să mă înscriu în partid. Erai prea deștept pentru ei, da, mă rog, asta e, probabil și acum deranjez, tot așa, dar hai să mergem mai departe să spunem despre familie. Dacă tot ai amintit de Partidul Comunist, am avut o întâmplare interesantă. Acum vreo 4-5 ani am fost la facultate la un eveniment. Și m-am întâlnit cu un fost profesor, m-am prezentat frumos, l-am întrebat dacă își aduce aminte de mine. Era vorba de renumitul profesor Turdeanu, cu care am învățat fotogrametrie la vremea respectivă. S-a uitat la mine, nu și-a adus aminte, i-am zis de unde sunt, nu știu ce, și după un sfert de oră, zice, da, mi-am adus aminte, tu ești cel care a refuzat să intre în Partidul Comunist. Dom'le, e o cinste deci, acum, dai seama ca să lămurim lucrurile și poate de-aia e bine să subliniem chestiunea asta, că n-ai avut pile. Da. Deci vreau să mai spun, n-a reținut faptul că am fost șef de promoție și am fost la concurs național de informatică cu dumnealui, ci faptul că am refuzat intrare în partid. Mamă, ce lezare! Doamne! Confuziile astea de valori cred că lizează în general mult învățământul românesc. Da. Interesant că chiar la Timișoara am fost la acel concurs cu domnul Turdeanu, 6 studenți din cadrul Institutului de Construcții din București. Cred că a fost prin 85-86, cam pe atunci. Eu atunci eram deja
terminat facultatea, chiar ieri am avut, ieri sau la alteri, ale alteri, un interviu cu un prieten care am terminat acum 40 de ani facultatea. Și am ajuns la concluzia, a fost o intervenție interesantă, domnule, s-au terminat facultatea de economie de la Timișoara, eu am terminat construcțiile îmbunătățiri funcționale la vremea respectivă și am ajuns la o concluzie, cam întâi slujim pe același domn, Domnul Iisus Hristos, în care cred și cred eu că națiunea română poate fi schimbată pe baza moralei creștine, nu confesional, nu instituțional ca biserică, nu ca și dogmă, nu. Cred că ceea ce a făcut el, generozitatea lui, modul de viață, soluții, hotărâre, demnitate, onestitate, cred că în familia ta au fost semănate. Eu așa cred. Greșesc? Da, așa este. Deși, trebuie să spun, n-am fost extraordinar de religios, dar am învățat de la părinți să fac diferența între bine și rău. Și până la urmă asta este și esența creștinismului, nu pot să spun. Evident, nu pot să spui altfel, pentru că noi suntem învățați să fim respectabili, oameni care să ne dorim binele, binele public pe care îl putem înfăpli cu o condiție, dacă îl cunoaștem, nu? Sigur, sigur. Deci numai prin cunoaștere, mă bucur foarte mult ca să audă lumea cu ce fel de oameni încercăm să construim. Un șef de promoție care a făcut parte dintr-o școală de elită, pentru că nu putem să spunem că la vremea anilor respectivi, dintr-o clasă de liceu, tot să intre la facultate când se mai și dădeau examene. O fi și acolo o perioadă în care se mai aranjau lucrurile, dar nu chiar la nivelul la care se aranjează acum. Ești de acord cu mine? Așa e, da, da. Dar, sincer, eu personal n-am simțit. Mi-aduc aminte, venind de la țară, la început am fost și mai retras, și mai slab la învățătură, dar chiar diriginta noastră mi-a zis la un moment dat că Racoși, tu ai niște resurse extraordinare. Deci, și așa, treptat, treptat, am reușit să recuperez diferența din sat și oraș și să avansez treptat. Un lucru foarte important care, în opinia mea, a rămas foarte, foarte valabil și acum, mult mai mult bun simț există la sat decât la oraș. Eu am constatat lucrurile astea și totuși astea sunt lucruri care nu se trec chiar așa ușor. Mă duceam ieri prin Coronini, că am fost în zona Dunării, toți copiii pe stradă mă salutau, deși nu ne-am văzut niciodată în viață. Du-te acum în Timișoara să vezi dacă te mai salută cineva. Da, așa este. Și acum e valabil la sate. Când mergi pe stradă, când te întâlnești cu cineva, îi salut. Asta e absolut normal și acum. Deci e mare, mare lucru ceea ce ai învățat în familie. Ai spus un lucru fundamental și esențial. Uite-te că în ultima perioadă de timp în viața publică se încearcă redefinirea unor termeni, inclusiv a familiei. Ți se pare normal lucrul ăsta? Nu, deși probabil nu e locul să facem această analiză, dar eu cu siguranță sunt adeptul familiei clasice, conservatoare, să zic așa. Cum am fost noi învățați? Nu n-am fost învățați, am fost creați. Să fie foarte clar. Trebuie să înțeleg. Așa este. Declarația Universală a Drepturilor Omului, care o clamam vorba aia, că tu n-ai fost membru de partid și o cunoșteai precis, pentru că probabil ascultai și tu pe acolo Europa Liberă și chestiunile astea care ne dădeau o speranță. Eu am ascultat-o, sincer, păi spun, și mai ales eu, sigur, și calitatea și Americii și Europa Liberă. Exact, da. Deci noi ascultam și când venea Nicolae Constantin Munteanu, era un tip și este și acum un tip de ăsta rasat. Parcă totuși speranța de libertate era fantastică. Poate aveai condiții, că munceai, că și atunci ai muncit. Însă libertatea de gândire, de expresie, parcă lipsește. Însă dusă la extrem nu ajută la nimic. Haideți să ajungem puțin cu picioarele pe pământ în contextul în care noi facem parte dintr-un domeniu
extrem de important pentru economia unei țări. Indiferent cum se numește ea, catastru reprezintă, de fapt, o oglindire a patrimoniului inestimat pe care îl are o țară. O gestionare a unui patrimoniu în ansamblul lui, el generează prosperitate, generează bugete, generează posibilitate de creonare de proiecte, dezvoltare durabilă, ca să folosim textele care se plimbă prin spațiul public actual. Cum găsești tu cadastrul la ora actuală? E o întrebare dificilă. Păi da, dacă era ușor, nu ți-o puneam. Cu certitudine nu pot să accept că este o situație normală acum în cadastru. Și de ce spun acest lucru? Pentru că avem în mână atât pâinea cât și cuțitul și totuși nu suntem în stare să tăiem o felie și să mâncăm, așa spus un vreau să spun că aici în parte sunt de acord cu tine și în parte nu. Și acum am să explic de ce. Totul pleacă de la modul în care ne adresăm. Am experiența de 7 ani, care am lucrat 6 ani și jumătate la Radio România, Antena Satelor, și mi-am făcut datoria față de români, nu față de agenții, și le-am făcut publicitate. Am pus presiune în sensul pozitiv al cuvântului și am spus cum trebuie făcut. Și cred că de multe ori am supărat pe mulți. Și voi continua să-i supăr, dar nu cu răutate, ci cu interesul național nu fluturat, ci declarat pe argumente. Și totdeauna mi-a plăcut să folosesc argumentația, pentru că orice afirmație fără argumentație nu are valoare, plecând de ceea ce identificăm pe site-ul lor. Crezi că este o idee bună? Da, cu siguranță, dar vreau să revenim un pic la cadastru. De ce suntem aici? Și din orice parte încerc să înțeleg situația, ajung la partea umană. Cred că legislația ar fi în ordine, avem condiție, tehnologia este în ordine, am putea face, dar factorul uman cedează totdeauna. Și de ce? Iarăși ajungem la școală. Asta este întrebarea care urmează. Vreau să-mi explici cum vezi tu, ca șef de promoție, e foarte important, pentru că un șef de promoție e lider. Și aveam o discuție pe ultimul, să zicem, un interviu de o lună în urmă cu domnul profesor, doctor universitar Borțun, un comunicator de excepție sau poate cel mai mare comunicator pe care îl are România, și cu ocazia asta vreau să-ți spun că îl vom avea și la Surduc, pentru că comunicarea este esența. Și spunea că la noi în România nu sunt lideri, ci sunt manageri. Și apoi dacă, spre exemplu, o strategie nu există, managerul nu are ce să aplice. Deci ne trebuie lideri. Eu cred că avem nevoie de mari, mari lideri. Da, și vreau să spun că ajungem iarăși de unde am plecat. Școala. Școala și valorile umane, valorile creștine. Pentru că dacă n-ai școală și nu poți să faci diferență între bine și rău, n-ai un pic de empatie în tine ca să înțelegi omul de rând care vine la tine cu o solicitare, nu poți face treaba. Și cred că în moment de față, în sistemul nostru, lipsește și cunoștința, lipsește și școala și lipsește și empatia cu care să tratezi relația dintre oameni. Dar cum o explici, Boti? E foarte clar că și eu sunt pe aceeași calapod cu tine, pentru că și eu simt la fel ca și tine. Școala nu mai este tratată cu respectul care trebuie tratat. Cred că profesorii nu-și mai au ținuta pe care aveau profesorii înainte, plus că și familiile cred că influențează în mod negativ modul în care se derulează școala, pentru că un părinte corect față de copiii lui este interesat ca să-și trimită copiii la școală și să vină educați. Și să înțeleagă
cea mai bună investiție este în școală, în cunoștințe, pentru că poți să pierzi orice, dar ceea ce e în capul tău, cunoștințe, nu ți le poate lua nimeni. De acord cu tine, sunt de acord cu tine și din nefericire trebuie neapărat să-ți dau dreptate și vreau să spun că eu organizez mai multe tipuri de emisiuni pe mai multe tronsoane cu diferite personalități, persoane sau oameni care sunt dispuși să analizeze în mod constructiv lucrurile astea și vreau să-ți spun că toți, absolut toți despre lucrul ăsta se leagă, școala. Dar totuși, băi, trebuie să vedem, e și consilier județean, nu putem să uităm lucrul ăsta, te interesează implicarea în societate. De ce crezi că s-a ajuns la nivelul ăsta de delăsare în școală? Eu cred că problemele vin de sus. Cei care aveau datoria și sarcina să organizeze învățământul la noi în țară, nu și-au făcut treaba și totdeauna au găsit alte lucruri mai importante decât școala. Și treptat, în 30 de ani, nivelul a tot scăzut și am ajuns unde suntem acum și mi-e tare frică că nivelul va scădea în continuare. De fapt, fenomenul se simte în toate domeniile. Ajunge să ne uităm la nivelul parlamentar și de acolo înțelegem unde ne aflăm. Uite, din nefericire trebuie să-ți confirm că situația este un pic dezastroasă și se duce spre dezastru. Am avut recent o emisiune în care discutam despre învățământ cu inspectorul general adjunct al Inspectoratului Județean Timiș, domnul Hogea. Și la întrebarea pe care am lansat-o cu privire la educație, domnul profesor, cu mâhnire, este foarte corect să spunem lucrul ăsta, spunea că recent, să fie un an în urmă sau ceva de genul ăsta, toate asociațiile de tip profesional, de părinți, au încercat să identifice și să construiască o strategie. Un an de zile au lucrat și au ajuns la capăt și n-au făcut nimic. Este un dezastru. De ce? Cine urmărește ca acest dezastru să fie asigurat? Eu nu cred, părerea mea, când președintele țării spune că România educată este proiect de țară și după aceea vine și spune că România sau statul român a eșuat, chiar dacă e un context în care se întâmplă la nivel de sănătate lucrurile astea, pentru că din perspectiva mea și îmi pare stare curios să văd dacă ai aceeași opinie ca și mine, sănătatea și învățământul, prioritar fiind învățământul, sunt filoanele de aur, ca să le spunem așa, ale unei națiuni moderne, civilizate și demne. Am greșit? Ai perfectă dreptate, dar tare mi-e frică că lăsarea învățământului sau neglijarea învățământului se face cu bună știință, pentru că masele needucate, inculte, pot fi manevrate mult mai ușor. Și pe cei care hotăresc soarta noastră îi interesează un singur lucru. La următoarele alegeri să fie tot ei aleși. Și dacă poporul este incult, needucat, vor reuși în continuare să-i manevreze. Mare lucru spui. Deci, gândirea mea este puțin de nuanța următoare. Făcând o analiză critică asupra celor 29% prin care clasa politică eșuată, nu pot să-i spun altfel, a reușit să scoată la vot cetățenii, mă gândesc foarte serios că trebuie să dezvoltăm discuții de genul ăsta, oameni ca tine care au o carte de vizită, chiar dacă n-au făcut numai lucruri perfecte, nici eu n-am făcut, să fim limpezi, în contextul dat nici te vei întreba oare am făcut bine ce am făcut, când nu mai știi nimic. De ce vreau să lansez aceste dezbateri? Ca să scot la lumină valorile. Între noi, românii, indiferent că suntem unguri sau suntem români sau alte naționalități, conlocuitoare, să citez un clasic trecut, există valori. Dar au o calitate, bunul simț.
Și când se văd înconjurați de analfabetismul funcțional, cred că nu prea vor să mai ofere. Și vreau să spun o întrebare și vreau să văd dacă ești de acord cu aprecierea pe care o fac eu acum legată de un cuvânt. Și anume, intelectual. Ce înseamnă să fii intelectual? Din perspectiva mea are două conotații. Intelectual, atunci când muncești. Pentru că dobândind știință nu este un lucru ușor, îți trebuie multă perseverență, multă calitate să poți înmagazina cunoștințele, dar numai pentru tine. Și atunci eu l-am catalogat ca fiind intelectual. Atunci când un intelectual simte că este nevoie de el, se duce și în Consiliul Județean ca independent, se duce și se zbate în domeniul lui și încearcă să pună întrebări la care așteaptă răspuns. Întrebarea mea este următoarea și cred că e o pildă foarte interesantă, cu tine pot să o dezvolt foarte, foarte bine. E în Biblioteca lui Dumnezeu, așa cum îmi place mie să-i spun Bibliei, un pasaj în Faptele Apostolilor, unde un consilier, să zicem așa, apostolul Filip, îi se spune, vezi că pe drumul ăla de întoarcere către Etiopia va merge un car cu un ministru. Dar ce a făcut ministrul ăla? Ministrul ăla s-a dus la Ierusalim, hai să zicem la București, la Congresul Cadastrului și atât de pasionat a fost de domeniul lui încât fiind un burete, a absorbit absolut tot. Tot ce s-a spus acolo și pe drept cuvânt pentru seriozitatea pe care și-a manifestat-o, a primit o carte al lui Racoșii, care o pregătim acum să o lansăm. Și a început să citească ministrul spre casă, că se întorcea înapoi spre casă și Duhul Domnului trimițându-l pe Filip, care știa să citească și înțelegea ce citește, îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Aroganța pe care o au miniștrii noștri și oamenii noștri politici ar fi fost o ripostă de genul. Hai bă, lasă-vă în pace, știm noi tot ce știam, ce ne interesează, nu mă interesează. Știi ce a răspuns acel ministru? Cum să știu dacă nu va tâlmăci cineva? Iar vine apostolul Filip și explică simplu, clar, concis, încât acel ministru este capabil să ia decizia vieții lui pe moment. Și după ce împlinește ce trebuie împlinit, pleacă bucuros. Întrebare. În România mai avem consilieri capabili să oferă sfaturi unor miniștri să ia decizii pentru binele mers al societății? Și a doua întrebare. Mai avem consilieri capabili? Și a doua întrebare, mai avem miniștri cu responsabilități să înțeleagă că nu se poate lucra decât în echipă? Haideți să le luăm pe rând. Mai avem consilier, domnul consilier? Consilier ar fi, dar nu sunt pe postul de consilier, sunt marginalizați. Pentru că cel care are curajul să spună că, domnule ministru, n-ai dreptate aici, ar trebui să faci altfel, ori este dat afară imediat, ori este marginalizat și nu va mai fi ascultat. Deci cei care au păreri diferite de părerile șefilor, cu siguranță mai repede sau mai târziu vor fi îndepărtați. Pentru că oamenii ăștia cred că ei sunt cei mai deștepți din lume și nu pot accepta alte păreri. Asta e în general. Și eu când critic un regulament, de exemplu, cei de sus nu spun că ia să vedem ce a scris Racu și poate are dreptate, ci spun că nu, omul ăsta e nebun, dacă putem, hai să-l sancționăm, să-l îndepărtăm din sistem. Cam așa gândesc oamenii ăștia. Deci, mi-ai răspuns și a doua întrebare. Mi-ai răspuns automat la întrebarea respectivă și să știi că și am simțit nu odată, având în vedere că ei nu înțeleg critica. Critica, de fapt, și de drept, are două laturi. Una pozitivă și una negativă. Și atunci când te duci să-i spui la un om că nu-i pe drumul cel bun sau că necesită anumite îndreptări, nu te duci să-l omori sau să iei locul. Cred că le frică să vii și le iei locul. Ai pățit așa ceva? Da, sigur. Așa este, cum spui.
Păi, domnule, în fond și până la urmă, oameni doi facem parte din același domeniu. Cred că ar trebui cu mult mai multă gingășie. Și acum cred că vreau să fac o precizare și mă bucur că sunt cu tine, pentru că te apreciez că, deși ne cunoaștem, nu cred, ne cunoaștem de 2 ani, nu cred. Ceva de genul ăsta, nu? Una și ceva, da. Pur și simplu nici nu am avut posibilitatea, ți-am găsit numărul de telefon, că alții n-au cum să mi-l deie. Probabil că nu aveau interesul ca două forțe să se întâlnească și atunci te-am abordat pentru că vrem să facem bine în societate, să ajutăm la înfăptirea binelui public. Noi suntem conștienți că nu suntem autoritate, noi suntem autoritate profesională și dorim ca să îndreptăm lucrurile, să propunem, să nu mergem să discutăm steril. Și iată că în perioada 13-15 mai vom organiza echipele noastre, că suntem mai multe echipe care realizăm aceste emisiuni pe YouTube, la Surduc o conferință numită Comunicarea în spațiu public românesc, cu participare extraordinară din partea multora, și creștini și necreștini, și vom avea în sâmbăta respectivă, de la ora 4 până la cât se termină, o chestiune legată de comunicare pe cadastru. Se pare că am creat un interes extraordinar și discutam cu Sorin Truță, pe care îl știi foarte bine, și i-am propus și el a gândit-o la fel ca mine, să facem o schimbare de paradigmă în care să mergem și să rupem barierele și să încercăm să construim optimismul. A dezgropa morții foarte ușor, dar să venim și să construim e foarte greu. Și metoda pe care vreau să o propun este să spunem cum trebuie făcut. Și cred că va fi un impact. Cred că va fi un impact pentru că am văzut interesul pe care l-au manifestat oamenii și am discutat cu primar și am spus ce vreau să fac și au zis, da, asta trebuie la români. Crezi că este o soluție să începem să dialogăm constructiv? Deși dialogul trebuia început de mult... Haideți să nu ne mai uităm în spate. Trebuie să construim. Dar nici acum nu este târziu, pentru că evident nu vom termina, nu vom finaliza înregistrarea sistematică până 2023. Deci, nici într-un caz. Mai departe vor continua. Și știi foarte bine, știu și eu că un element extraordinar de important în acest domeniu, în publicitate, este chiar publicitatea, comunicarea. Pentru că dacă nu comunici cu persoane interesate, cu cetățenii, lucrarea este sortită eșecului, pentru că cele mai utile critici, observații, vin chiar de la proprietari. Ori dacă nu reușești să faci să participe proprietarii la aceste lucrări, rezultatele vor fi proaste. Da, da, vreau să spun că mai e un aspect. Cred că trebuie să atragem atenția pe toate canalele, pe oriunde avem nevoie, pe oriunde putem să o facem, că dialogul este una dintre cele mai facile instrumente pentru a normaliza lucrurile, pentru a compensa educarea. Pentru că aici discutăm despre pregătire continuă. Și atunci, în cadastru, este un lucru extrem de important că există vreo 4 actori care trebuie să lucreze împreună. Vorbim de proprietari care sunt actorul principal, beneficiarul tuturor elementelor pe care noi le cumulăm și aducem să definim atributele imobilului. Din ce considerente? Enorme, care aduce beneficii atât personal cetățenilor care își au actele de proprietate la zi, atât a comunității, pentru că plătesc ceea ce dețin, atât a dezvoltării durabile pe care o asigură societatea în momentul când ai patrimoniu definit. Apoi, vorbim despre prestatori. Noi am fost tratați ca negri pe plantație. Cred că ți-aduce aminte cât de mult am discutat în emisiuni, cel puțin înainte de a veni tu, noi am avut emisiuni foarte dese legate de acei 60 de lei care includeau și TVA-ul. Și da, ne-am zbătut foarte mult
argumentând, pentru că personal consider că, indiferent că ești racoșii sau sunt racovician, dacă nu avem argumentația de partea noastră, nu câștigăm. Și am reușit multe, 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 de aia și-am constatat că s-au făcut multe pe domeniul legislativ. Și chiar dacă mai sunt lucruri de rezolvat, se vor rezolva, pentru că dacă încep rezultatele, evident că ele vor veni ca tăvălugul. Apoi există primăria. Aici e foarte important ca oamenii să înțeleagă că acești beneficiari principali trebuie să se implice, să-și cunoască tot, să fie interesați. Și nu în ultimul rând, care e autoritatea supremă, Agenția Națională de Cadastru, care trebuie să înțeleagă că timpul de licitație trebuie să fie o treime și lucrarea să fie 24 de treime din timp. Adică trebuie să intrăm în normalitate. Dacă facem o licitație de o lună de zile, lucrarea trebuie să fie 3 ani de zile. Dau un exemplu pueril ca să se vadă diferența. Am greșit cu ceva în ce ți-am propus să analizez? Nu, nu. Între timp mi-au mai venit niște idei. De fapt, nu acum, mai de mult. Dacă este un program atât de important pentru cetățeni, și știm cu toții, publicitatea este extraordinar de importantă. Zilnic, pe postul național de televiziune, ar trebui să apară niște mesaje, urmăriți site-ul cu tare, mergeți la primărie, vedeți când se fac lucruri în localitatea, da? Pentru că și astăzi sunt foarte mulți oameni care vin la mine și îmi spun, au terminat lucrarea în sectorul cu tare și nu știam nimic. Eu mă zbat acum pentru ca un post local de radio măcar să informeze din când în când populația unde se fac lucrări. Nu înțeleg de ce este asta, secretomania asta cu lucrările sistematică. Nu, de parcă am dorit să ascundem. Eu am găsit o problemă. Problema de fond este că timpul s-a scurtat. Dacă mergem la Schumann, marele fizician, care constata că în 82 timpul de 24 de ore care era pe vremea când eram noi tineri, eu cel puțin eu am destul de mulți ani, era 24 de ore la 82, era 18 ore. Acum mă întreb cât o fi, mai mult. Știi, am avut o chestiune legată de felul în care acționează Dumnezeu. Și am discutat despre Ilie și la un moment dat el face un lucru care era bun, dar a deranjat împărăteasa Izabela, să fuge într-o peșteră și trece pe acolo Dumnezeu și îl cheamă afară. Hai, Ilie, afară! Și Dumnezeu, să vezi cum se manifestă. Foarte interesant. Că aici vreau să ajungem la un lucru foarte important. Au venit un cutremur. De-a despicat stâncile, n-a fost Dumnezeu. A venit ploile, vânturile, n-a fost Dumnezeu. A venit un foc, n-a fost. Și în final a venit un susur blând și liniștit. Și acolo era Dumnezeu. Deci, dacă vrem să fim oameni pentru România, pentru Ungaria, pentru toată lumea asta, trebuie să înțelegem că gălăgia mare nu ajută la nimic. Dacă nu înțelegem să ne ascultăm unii pe alții și să ne respectăm, pentru că Dumnezeu în fiecare dintre noi a semănat valoare. Și apoi când ne spunem un lucru, de multe ori trebuie să găsim soluția să-l spunem. Mi-a fost foarte greu, îți spun, eram revoltat în mine de multe ori că mi se răspundea cu texte de lege pe care eu le cunoșteam la anumite chestiuni. Am avut o discuție foarte hotărâtă cu un director din agenție și am spus, domnule, agenția nu se conduce cu puncte de vedere. Dumneavoastră nu aveți puncte de vedere, ci decizii și strategii. Pe care de consecință luați notă. Nu mai faceți aceste chestiuni, că dăunează grav sănătății mentale. Am greșit cu ceva? Așa e. Și pe mine mă enervează când văd că primesc citații din citate din legea 7, cum trebuie să fac cereri de reexaminare. Domnule, cu tine pot să stau de vorbă până mâine și nu am terminat și nu o să ajung nici la jumătatea drumului. Timpul nostru a trecut. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru discuție de suflet, care de multe ori face mai mult decât a desluși niște spețe pe cadastru. Alea le deslușim până la urmă, dar problematica
fel de promoție, puncte de vedere, educația în familie, felul în care trebuie să înțeleagă lumea că trebuie să învețe. Ești ca un model care trebuie prezentat ca atare. De multe ori poate reacționez ca și mine impulsiv sau refulez datorită faptului că te întâlnești cu oameni care trebuie să îi îngăduim. Și împreună cred că va trebui la Surbuc să schimbăm paradigma și să încercăm să le spunem ce trebuie făcut. Și vreau să spun că mi-au răspuns la invitație oameni foarte mari, cei mai mari din România, care n-au nimic evident cu profesia noastră, dar comunicarea în ansamblul ei este esențială. Atunci când comunici și construiești idei, oamenii încep să fie educați. Îți mulțumesc foarte mult, domnule Botond. A fost o discuție ca între doi intelectuali, oamenii care n-au trecut degeaba prin viață, care mai au ce oferi și sperăm să construim, să nu dărâmăm. Nu ți se pare că prea mult s-a dărâmat în România în ultima perioadă? Da, așa e. Ar trebui să mai ocupăm și de construit, deși nu este un lucru simplu. Și trebuie să luăm de jos, așa, treptat, pe straturi, să clădim ceva care durează. Care durează. Lucrurile serioase nu pot fi făcute doar din gură. Trebuie făcute cu înțelepciune, cu putere de muncă, cu puterea exemplului. Mă bucur că am fost în această seară cu prietenul nostru, doctor inginer Botond Iosef Racoși, un om care arde de multe ori prea tare și pe alții, pentru că nemulțumirile noastre nu sunt niște nemulțumiri personale. Și atunci când trăiești într-o societate viciată, că nu putem spune altfel, s-ar putea să greșim și noi. Sunt convins că și eu și el ne cerem iertare dacă nu v-am supărat destul și sperăm să vă supărăm și mai des ca să înțelegeți că nu puteți să trăiți în viață fără responsabilitate. Principiile mele de viață sunt responsabilitate, calitate și eficiență, plecând de la meritocrație. Acestea sunt generate de morala creștină pe care eu apreciez ca o puternică resetare a societății românești în ansamblul ei. Doamne, binecuvintează România pe toți, indiferent că sunt unguri, că sunt nemți, că sunt turci, tătari, țigani. Ai milă de ei, dă-le înțelepciune și așa cum spunea prietenul nostru Boti, școala te luminează. Și pentru că noi ne adresăm Părintelui Luminilor, dă, Doamne, multă minte, sănătate și bine tuturor. Doamne ajută și să ne vedem sănătoși!